bază dedicării vieții mănăstirești, avem viața de familie, care este și cea mai înaltă din toate și stă în vârful crucii, pentru că de acolo este zaurul și e sfinții, mamele sunt izvoare de sfinți, spune Filare de Moscova, dați-mi mame bune și vă voi da duhovnici buni și vom schimba fața lumii. Și iarăși cel de-al treilea braț, care este curăția, văduvia, singurătatea, castitatea, care nu trebuie să fie neapărat făgăduită sau trebuie neapărat să fie promisă, ci trebuie împlinită. Pentru că și atunci când mergi în fața Sfântului Altar pentru a primi taina călugăriei, primești același răspuns din partea lui Dumnezeu. Vezi, fiule, de ce te lepezi și de cine te apropii? Pentru că nu contează la Dumnezeu ceea ce făgăduiești, ci numai ceea ce împlinești. Adică nu te lega cu cuvântul, că răspunzi cu sufletul. Trebuie să fim și puțin serioși și vrednici. Deci, și noi creștini, când urmăm lui Hristos, ați văzut când se termină cununia, mireasa și mirile primește o binecuvântare foarte subtilă. Eu, de câte ori, o văd acolo pusă la sfârșitul slujbei, chiar zâmbesc cam cum este așezată cu cât tâlc. Mire să fii mărit ca Avram, să te mulțești ca Iacov, să, să umbli ca să te mulțești ca Iacob și mai spune acolo și ca Isaac și îi spune să păzești porunca legii și să iubești pe Dumnezeu. Iar mirese îi spune să te veselești de bărbatul tău păzind rânduielile lui Dumnezeu. Deci toate să le faci cu bună cuvință, cu bună rânduială. Această taină este mare numai în Hristos și în biserică. Nu mai pun accent pe ceea ce înseamnă la momentul de față degradarea uneori a actului familial, prin faptul că irresponsabilitatea ne împinge spre catastrofe și derapaje, și mai mult decât atât, și spre nebunie și hazard, ținând cont de modernismele care vin din urmă, nu contează câți 2 sau 3%, îi fac pe victimele urlă, țipă, au drepturi, să agită, când vor să căsătorească 2 femei sau 2 soți, adică doi băieți de parte bărbătească, deci altă nebuneană. Spun lucrul ăsta că trebuie să fim atenți și luminați la minte că orice lucru în biserică se face doar prin logosul divin și cu chemare divină. De aceea când te rogi să te căsătorești, te rogi, Doamne, dă-mi o soție bună sau Doamne, dă-mi un soț bun sau Doamne, dă-mi un băiat credincios sau dă-mi o fată credincioasă. Și adeseori tinerii mai întreabă, părinte, dar unii găsesc o fată bună. Mă, în club, sigur e bună, e frumoasă. Dar nu știu dacă ești credincioasă. Ia-o știu din biserică, poate dacă știe să facă Tatăl nostru și să se închine și să se roage, poate știe și ce-i păcatul și are și o măsură asupra relilor. Dacă o iei direct numai de la distracție, da, mergi direct pe linia distracției. Și atunci, sigur că vei suferi și vei ajunge la derapaje. N-aș mai accentua pe problema de familie decât doar atât. Familia este fundamentul întregii societăți, fiindcă acolo cresc toate valorile. Mama are cam 12 titulaturi. Începând de la cea de mamă, începând de la cea de medic, începând de la cea de învățător, la cea de educator, la cea de preot, că ea te învață primele rugăciuni, la cea de bucătar, la cea de asistent maternal, la cea de dădacă, la cea de badantă, tot ce vrei, toate să fac prin mâna mamei. Copilul este în sânul familiei ca un mic Adam în grădina raiului, mai bate din picior. Și când bate din picior, îi arăți facturile, mergi și le plătește tu și ascult eu de tine. Până atunci ascult tu de mine și faci ce spun eu. De la 18 ani în sus, ai dreptul să bați tu din picior, în dreptul tău, pe banii tăi, și atunci sigur că părinții trebuie să înțeleagă că ajungând la maturitate, Evanghelia separă datoria mamei de datoria fiului. Va lăsa băiatul pe mamă și pe tată să va lipi de femeia lui și va fi un trup scurt. Și de aici încolo e treaba ta, e familia ta și te descurci mai departe cu zestrea părintească pe care ai moștenit-o din familie, fie bună, fie mai puțin bună, fie mai rea, sau mai puțin rea, sau mai mult rea. În schimb, și datoria etică a societății și a legilor este prescrisă prin Constituție, nu știu cine mai respectă Constituția sau pentru cine e făcută, nu fi pentru cei mari, poate pentru cei mici, dă drepturi omului și apără familia
Și este de datoria guvernanților și a societății care conduce societatea, a celor numiți și puși aleși, să protejeze în orice fel acest atribut special al vieții de familie. Pentru că adevăratul sens al familiei este ca doi oameni să se iubească, să crească copii, să-i educe, să-i învețe și să-i dea în viitor societății, cum spune Hristos, ca neamul omenesc să dăinuiască mai departe. Spune, și a născut Adam și Eva, fii și fiice, și a născut cu tare fii și fiice, și a născut cu tare fii și fiice. Oare de ce menționează acest lucru? Să arate că rostul neamului omenesc este de a ține acest pământ cu oameni pe el. Și o să vă întrebați, dar de ce e nevoie de oameni? Dintr-un singur motiv. Pământul, cât de frumos ar fi el, dacă n-ar avea oameni, ar fi pustiu. Ce rost ar avea să vezi flori? Cine să le admire? Ce rost ar avea să vezi munți? Cine să le admire? Ce rost ar avea să vezi dealuri, păduși, tot ce se întâmplă în jurul nostru? Cine să le admire? Dumnezeu a zis, dar tot ce am făcut eu, trebuie să pun un rege peste făptură și acela trebuie să poarte semne din mine. Și i-a dat omului chip și asemănare după chipul său. L-a făcut și inteligibil să gândească, vaca de acolo și florile, paștele, calcă, le rupe, omul le îngrijește și le admiră. I-a dat inteligență să deosebească binele de rău, că noi azi nu mai deosebim binele de rău, nu înseamnă că nu avem inteligență, ci nu punem mintea la contribuție, suntem comozi și am pierdut ideea de a gândi. Cum să spunem popor, era o vorbă mai de mult, o foloseau meșterii. Bă, când bați un cui sau pui o piatră, pune-o pentru 20 de ani. Adică nu o pune pentru un moment, pune-o să fie acolo, că așa se face o chitorie. Ideea găsești biserici din vremea lui Ștefan cel Mare, lui Matei Basaraba, lui Mihai Viteazul, al lui Decebal și al lui Burebista, cetăți și coduri până la Apolodor de la Damasc. De ce spun lucrul ăsta? În momentul în care omul a fost înzestat cu minte inteligentă, el trebuie să știe să guverneze și să gestioneze pământul în așa măsură încât să se poată folosi de el ca de o imensă grădină și ca de o imensă cămară plină de rezervele naturii. Noi putem lua din natură apa care e necesară, hrana care e necesară, sănătatea care e necesară. Nu există în natură un fir de iarbă sau o buruiană care să crească fără un anumit rost pe pământ. Și nu există om să se nască pe pământ să nu aibă un anumit rost. Rostul nostru este, în primul rând, de a-L cunoaște pe Dumnezeu, ca lumea să te cunoască pe tine singurul și adevăratul Dumnezeu și pe Iisus Hristos, care L-ai trimis în lume. Doi, toți să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. Și cum spune Iisus Hristos, prin taina jertfei crucii, pe toți câți mi-a dat Tatăl să nu pierd pe niciunul, ci să-i mântuiesc în ziua cea de apoi. Deci, ținta noastră, de fapt, este să ne unim cu Hristos. La început prin rugăciune, la început prin fapte bune, la început prin Eucharistie, apoi mai târziu prin minte, prin suflet și în cele din urmă, prin zborul la cer. Spunea dimineața cineva, Părinte, mă simt bolnav. Nu fi supărat. Toți scoatem un bilet spre cer într-o bună zi. Nu știu dacă mai devreme sau mai târziu. Să nu ne preocupe atât de mult zborul spre cer, cât modul în ce fel va decola avionul. Și dacă ați văzut o rândunică, dacă îi dai drumul din palmă, merge ca o săgeată. De ce? Că e sprintenă și frumoasă și curată. Dacă dai drumul la o rață sau la o gâscă de asta, de o gradă sau la o grei nouătoare, aia zboară doi pași și chică jos, așa suntem și noi. Ne-am pleoștit spiritual, am pierdut aripile sufletului, am pierdut puterea lucrării rugăciunii, am pierdut lucrările și sensul postului, am pierdut legătura cu Dumnezeu și deși ne spune psalmistul să nu întorci fața ta de la sluga ta când mă necăjesc, ia amintesc pe sufletul meu și îl mântuiește pe el. Noi stăm în aceeași lene și nepăsare și mergem pe principiul om vedea ce. Asta e bine așa. Am ferește mai rău. Nu o să toți fac la fel. Nu-i chiar așa. Când mergem înaintea lui Dumnezeu, mergem în context individual. Nu o să mă întrebe pe mine de ce a postit mama, de ce n-am postit eu. Nu o să mă întrebe pe mine de ce am mers bunica la biserică, o să mă întrebe de ce n-am mers eu. De ce, înțelegeți? Nu face cineva
fapte în contul celuilalt. Fiecare în dreptul nostru vor primi ceea ce am făcut, ori bine, ori rău.